Anunțul momentului, doamnelor și domnilor, purtătorul de cuvânt al Guvernului, ascultăm. Din educație față de ceea ce echipele guvernamentale de negociere au prezentat și sunt în măsură, deoarece am văzut în spațiul public diverse interpretări ale modului în care Guvernul și-a prezentat această ofertă, inclusiv din perspectiva creșterii salariilor profesorilor și personalului din învățământ în general, motiv pentru care așadar aș vrea să fac câteva precizări. În primul rând, cel mai important lucru, Guvernul României dorește să crească salariile profesorilor. Mai mult decât atât, dovada concretă a măsurilor pe care Guvernul dorește să le ia în acest sens este faptul că, așa cum s-a anunțat public, până la data de 15 iulie va fi gata proiectul care vizează noua lege a salarizării, în care educația se regăsește ca prioritară și care va sta la baza discuțiilor cu toți cei interesați, inclusiv cu liderii sindicatelor din educație, astfel încât la 1 septembrie, când începe sesiunea parlamentară, în toamnă, această lege a salarizării, care să regăsească inclusiv creșterile salariale așteptate și solicitate în educație, să poată să devină realitate. Între timp, așadar, până la momentul 15 iulie, când această nouă lege a salarizării va regăsi noua grilă a educației repusă acolo unde și liderii sindicali solicită, acolo unde și profesorii așteaptă și acolo și societatea, unde și societatea așteaptă, adică în partea superioară ca prioritate, până atunci, reprezentanții Guvernului au transmis că pentru toți, repet, toți cei care lucrează în sistemul de învățământ, fie că vorbim de personalul didactic, fie că vorbim de personalul didactic auxiliar, fie că vorbim de personalul nedidactic, urmează să fie acordate prime pentru cariera didactică, pentru sprijinul acordat în activitate celor care lucrează în sistemul de învățământ din România și sunt aproape 300.000 de oameni care în fiecare zi dau tot ce e mai bun pentru a se îngriji de educația copiilor noștri. Pentru personalul didactic și pentru personalul didactic auxiliar, Guvernul va oferi în luna iunie acestui an suma de 1.000 de lei, o sumă forfetară care urmează să intre pe un card care va fi emis după modelul cardurilor pentru energie, pe care românii deja le-au folosit pentru a-și putea achita facturile la energie. Deci, repet, după acest model, toți angajații din sistemul educațional, și voi detalia sumele care vor reveni fiecarei categorii, pe acest card vor fi încărcate, repet, următoarele sume. 1.000 de lei pentru personalul didactic și personalul didactic auxiliar în luna iunie. Este o sumă forfetară care poate fi folosită, urmând ca în luna octombrie acestui an, pe același card să fie încărcată suma de 1.500 de lei, din care 500 de lei reprezintă suma forfetară, iar diferența de 1.000 de lei sunt bani pentru susținerea activității didactice, activităților curente de lucru ale personalului din sistemul de învățământ, repet, didactic sau didactic auxiliar. În ceea ce privește personalul nedidactic, de asemenea, în lunile iunie și octombrie vor fi încărcate pe același tip de carduri sumele de 500 de lei în luna iunie și alte 500 de lei în luna octombrie. Dintre acestea, 150 de lei vor reprezenta în fiecare caz sumă forfetară. În plus, personalul nedidactic, în baza unui act normativ care va fi aprobat mâine în ședința de guvern, și mă refer aici la personalul nedidactic, așa cum se regăsește în anexa 8 a legii 153 privind salarizarea, actuala legea salarizării, urmează să fie majorate și în acest sens, repet, mâine guvernul va lua o decizie, veniturile până la maximul posibil potrivit grilei din legea 153. În acest fel, toate salariile din educație vor fi duse
la maximul posibil potrivit actualei grile din legea salarizării, urmând ca, începând cu 15 iulie, alături de reprezentanții profesorilor, de reprezentanții celorlaltor categorii din sistemul educațional, guvernul să definitiveze noua legea salarizării care să permită recunoașterea, inclusiv din perspectivă financiară, a priorității pe care trebuie să o reprezinte meseria celor care funcționează în sistemul educațional. Mai mult decât atât, pentru că s-a discutat foarte mult și despre nivelul de încredere și de garanție pe care aceste măsuri guvernamentale le pot aduce celor care sunt astăzi în stradă, dar și celor care sunt, de ce nu, în clase, continuând procesul educațional, pentru că aceste măsuri sunt pentru toți cei care lucrează în sistemul educațional din România, aproape 300.000 de oameni. Programul de guvernare, care în următoarele zile urmează să fie aprobat și care va avea putere de lege, așa cum prevăd procedurile. Anunțul momentului, doamnelor și domnilor, din partea guvernului. Cumva aceeași ofertă prezintă guvernul în aceste momente, asta în timpul în care în fața guvernului sunt mii de profesori, educatori, învățători, oameni care lucrează în sistemul de învățământ.